Handbalul este în prezent un sport preferat în rândul unui număr mare de persoane și accesibil încă de la vârste fragede. În prezent, acest sport este accesibil tuturor, bărbați, femei, copii, care se întâlnesc de mai multe ori pe săptămână pentru a se bucura din plin de beneficiile acestui sport. Astfel, în cursul zilei de ieri, Sala Polivalent a găzduit campionatul național de handbal masculin grupa juniori, dintre CSS Drobeta și Dinamo București. Sala Polivalent a găzduit în cursul zilei de ieri campionatul național de handbal masculin junior 3 grupa valoare, dintre CSS Drobeta și Dinamo București. Băieții noștri au reușit o performanță unică pentru handbalul mehedințean, calificându-se în grupa valoare și jucând cu echipe de tradiție și renume în handbalul românesc, precum Dinamo CSM București. Tinerii sportivi ai CSS Drobeta dau un exemplu de pasiune, muncă și dăruire. Dragostea pentru handbal, dar și dorința lor de a reuși, ne bucură foarte mult și ne arată faptul că acest sport are viitor. În ciuda faptului că băieții au avut un meci dificil, tinerii sportivi sunt optimiști și promit rezultate excelente în meciurile viitoare. Antrenorul echipei de handbal masculin CSS Drobeta, Ionuț Rouă, un om implicat și la fel de dăruit acestui sport, a decis să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a transforma pasiunea băieților în performanță. Suntem în grupa valoare, am jucat azi un meci foarte important cu Dinamo București, un club de tradiție în țară și în România, un club iubit cu foarte mulți suporteri, băieții au încercat să câștige, este ca un fel de sărbătoare în Drobeta Turnul Severin, aducând pe Dinamo București. Eu sunt mândru de acești băieți că am ajuns până aici și dacă înainte depinde doar de ei să facă rezultate cât mai mari. Handbalul este un sport dificil, solicitant, care implică foarte mult antrenament și muncă continuă. Tocmai de aceea, tinerii sportivi trebuie apreciați și susținuți pentru a-și continua pasiunea.